Unul cu munca, altul cu distracția. Cam asta pare să fie situația în primăria Drobeta-Turnu-Severin. În timp ce primarul supune la vot proiecte vitale pentru administrația orașului, Cârjan vorbește despre nimic. Un exemplu este și declarația de astăzi când a prezentat un bilanț al activităților culturale din oraș. În timp ce unii muncesc, alții fac figurație sau doar prezență în Consiliul Local. Pare să fie și cazul viceprimarului Daniel Cârjan. În timp ce primarul Screciu inițiază proiecte de maximă importanță pentru oraș, Cârjan pare să uite pentru ce există în funcția sa. În loc să se preocupe de atribuțiile oferite prin fișa postului, printre care și termoficarea Severinului, viceprimarul Cârjan vorbește despre nimic. Pe de o parte am avut evenimente care au fost gratis, care n-au presupus plata unui bilet de către severineni, iar aici aș vrea să amintesc Festivalul Dacoroman, Festivalul Medieval al Cetății Severinului, concertele în aer liber ale Filarmonicii Timișoara, Novi Sad, care au venit în Drobeta Turnu Severin și alte asemenea evenimente. Iar pe de altă parte, am avut evenimente care au presupus plata unui bilet de către severineni, pentru că activitatea culturală în municipiul nostru trebuie totuși susținută financiar. Ca o simplă curiozitate, am studiat proiectele de hotărâre propuse de viceprimarul Cârjan în ședința de ieri de Consiliul Local. Din cele 29 de proiecte aflate pe ordinea de zi, 6 au fost inițiate de el, printre care aprobarea regulamentului de funcționare a cantinei de ajutor social sau celebrul proiect privind interzicerea farfuriilor, paharelor și tacâmurilor de plastic la evenimentele publice. În concluzie, așa cum ne-a obișnuit, Daniel Cârjan nu ratează nicio ocazie de a se avișa public cu orice ar putea să-l aducă în atenția electoratului, că doar se apropie niște alegeri.